Muzeul de Artă Vizuală a vernisat expoziția artistului Victor Ceban. Născut în Republica Moldova, plasticianul a venit în fața gălățenilor cu pictură în ulei, grafică și pastel, cu portrete, peisaje venețiene și dunărene, dar mai ales cu impresii și stări sufletești. Expoziția asta are o poveste, știți că mie îmi plac poveștile, asta e. Ea s-a născut ca idee în 2016, în aprilie. Dragoș Filip mi l-a prezentat pe Victor Ceban, de care m-am legat. Apoi eu l-am prezentat, am câștigat creația lui Dragoș, lui Victor Ceban, lui Gheorghe Milon și a devenit și el un fan Victor Ceban. La ora actuală, când vorbesc despre Victor Ceban, trebuie să spun că este cel mai tânăr membru al Societății Artiștilor Figurativi. Pentru că dacă... Lasă-o mai tânăr, măi. Mai tânăr pentru că este ultimul deocamdată. Va urma încă un tânăr, cel mai tânăr, care va fi, din câte am înțeles de la domnul Miron, va fi Iurie Matei. Așa, expoziția aceasta, deci a început ca idee în aprilie, a urmat o expoziție pe care am făcut-o tot împreună cu Gheorghe Milon la Vredeal, apoi o prezență a lui Victor Ceban la Schișoara, apoi tot el a expus în Italia, la, cum se numește? Veneția și Dolo. Așa, și acum este în Muzeul de Artă Vizuală Galați, muzeul care, zic eu, l-a cam lansat pe Victor Ceban. Tot vreau să spun cum s-a făcut expoziția astăzi. S-a făcut în circa, nu astăzi, ieri, în circa 3 ore. De ce? 1. Pentru că lucrurile sunt foarte bune și s-au așezat oarecum singure pe pereți. 2. Pentru că domnul Miron este un maestru al expunerii și a știut să găsească acele puncte de interes care să dea mai multă acuratețe, dacă se poate spune mai mult, care a dat acuratețe expoziției. Misiune. Știți, când ai despre ce să vorbești, îți vin cuvintele ușor. Victor e un artist. Um,
Când ai lucrările lui pe mână și el nu e prezent, ai posibilitatea să pui degetul, el nu te vede, ai posibilitatea să le analizezi, el nu te vede, ai posibilitatea să-ți pui ție și el nu te aude. Iar când Victor a venit și a văzut expoziția așezată, l-am chemat să-i arăt cum s-a așezat expoziția, a zis, da, Gheorghe, bine. Au mai fost doar două mici modificări și dacă ați observat, pentru prima dată într-o sală de expoziție, o lucrare stă pe colț. Acolo chiar Adinor îmi spunea, zice, m-ai așezat că pe icoană. Nu, te-am așezat în colțul acela gândind că voi, cei care priviți expoziția, vă veți uita acolo și veți spune, uite, Victor se uită dintr-un colț la noi. Victor este un rafinat al desenului, al culorii. Părerea mea sinceră despre lucrările lui este că, așa cum la toată lumea, absolut la toată lumea, e loc de bine, de mai bine. Iubesc tot ce face Victor Ceban. I-am urmărit începând de anul trecut activitatea și constat cu bucurie că Victor a mai crescut. Victor e mai mare ca anul trecut. M-am bucurat extraordinar de tare că am văzut lucrările astea aduse aici și că putem să oferim împreună Galațiului o expoziție deținută, așa cum ar trebui să arate toate expozițiile noastre la nivelul Muzeului de Artă Vizuală. Victor Ceban, îți fac o mărturisire în direct cu public. Mi-e drag de tine, mi-e drag că ești un foarte bun artist și mă bucur extraordinar de tare că ai acceptat invitația Societății Artiștilor Figurativ din România să faci parte din această societate. Și te asigur că împreună vom face foarte, foarte, foarte multe expoziții. Îți mulțumesc, Victor Ceva. Sunt un împătimit al frumosului și mă bucur că Dan a dat tuturor această ocazie, a investit în Victor sentiment și imagine. Victor nu ar fi fost la Predeal, la Sibișoara sau astăzi la Galați fără aportul lui Dan. Dacă Victor este autorul, Dan este cel care lucrează alături de Milor, mie de Milor, la lansarea lui, pot spune că eu sunt cel care l-a descoperit. Într-o lume în care, din păcate, zângănitul armelor se aude din ce în ce mai tare, revenim la un lucru de normalitate și de frumos, când doi moldoveni își dau mâna peste Prut să pornească la un drum spre binele frumuseții artelor. Mă consider un cetățean al acestei lumi, aparținând unei civilizații numită umanitate.
prieteni, dați-mi voie să vă spun așa, fiindcă să începem de la început. Cine poate desena nu poate vorbi. Așa că să mă iertați. Deci vă mulțumesc foarte mult că ați venit ca să vedeți ce fac. Și am spus lui Dan că am să vreau să spun o frază care mi-a căzut în minte. Deci toți care au venit astăzi aici e partea cea mai bună a umanității. De ce? În timpul războiului, când Londra era bombardată, un consilier de-al lui Sir Winston Churchill s-a apropiat de el cu bugetul. Și Sir Winston, care s-a uitat și a spus: stați, dar unde sunt cheltuielile pentru cultură? Și atunci consilierul a făcut o față și a spus: Sir, e război? Răspunsul a fost așa: dar pentru ce nu luptăm? Carta m-a ales pe mine. Aici e foarte simplu. Când Dumnezeu te pocnește, atunci trebuie să faci ce vrea El. Altfel... liceul Igor Vieru,
în Chișinău, liceul de artă, republican. După ce am făcut facultatea la Universitatea Ion Creangă din Chișinău. După aceea, câțiva ani de zile erau, spre regret, au devenit anii ce din 90, anii grei, în care nici n-am avut posibilitate să mă ocup de artă, fiindcă trebuia să te ocup de viață. Și pe urmă, întâmplător, am nimerit la Veneția. Și deci, nu știu, așa a vrut Dumnezeu, probabil. Și Veneția e un oraș care te deschide, dacă ai ce deschide. Și probabil aceasta a fost imboldul celor care m-a deschis, m-a pus să încep iarăși. Deci acolo, la Veneția, m-am întâlnit cu o persoană, cu un artist, Danilo Mazzon, care, spre regret, nu mai e în viață, care mi-a fost și un învățător bun, care probabil el a spus principalul în viața aceasta, că ascultă ție, e dat de Dumnezeu să faci câte ceva, ceea ce nu pot face alții. Păi nu te ocupa de prostii. Începe, deci, să lucrezi. Și am început. Un fel de masterat la Danilo Mazzon și anul trecut, pentru prima oară, m-am expus la Veneția. Anul acesta, iarăși, m-am expus la Veneția și să te expui, să stai în rândul și sub aripa celor care au lucrat până la tine, e foarte complicat. Fiindcă mai ales că toți care vin în Veneția și văd splendoarea ce îi înconjoară, într-o în orice biserică și îl vezi pe Tintoretto, îl vezi pe Verrocchio și să stai și să te expui și tu pe alături de ei. Trebuie să ai și curaj și trebuie să muncești foarte mult.
probabil maniera aceasta de artă figurativă, maniera aceasta de minuțiozitate a apărut mai de mult încă de la facultate, din liceu, când întotdeauna vroiam să mă ocup de restaurarea tablourilor. Acolo, deci cere. Însă toată viața mea adoram anume artiștii vechi și mai ales pe Rubens, pe care îl socot guru al meu. Și da, și este încă o chestie. Când te găsești la Veneția și îl vezi de ceea ce a făcut Verrocchio și Tintoretto, nu poți desemna linii în cruce. E imposibil. Trebuie să nu te stimezi pe tine. Te apuci și faci un creion, te apuci și faci o grafică și a doua zi vrei să faci un pastel. Fiindcă tu simți că, de exemplu, persoana dată sau natura aceasta, ea nume, se cere să fie în pastel. Sau un ulei. Aici, iarăși, e un lucru care nu poți să-l lămurești. Deci totul vine de acolo, de sus. Dacă vrei să faci un portret la o persoană, mă rog, la comandă sau așa, și nu se deschide sufletul față de persoana aceea, portretul nu se primește. Și atunci, după o zi de lucru, înțelegi că nu vrei să-l faci. Și nu-l faci. Deci, dacă persoana, dacă sufletul e luminos, atunci portretul se primește. Am un bun prieten de-al meu, Dragoș Filip, care locuiește la Predeal. Și găsindu-mă la el acasă, Dragoș, care este un mare amator de artă, eu aș spune chiar un mare amator de artă, e prieten cu domnul Dan Nana. Și în momentul când a văzut lucrările mele, îl sună pe Dan, zice, Dane, vină încoace, vreau să-ți arăt ceva. Anul trecut. Și apare Dan și-mi vede lucrările și am început o convorbire oarecare și la un moment dat, deci era așa o impresie că ne-am știut de toată viața.
Așa se întâmplă lumea aceasta. Și iată așa, deci Dan a spus că trebuie numai decât fac tot ce e posibil ca să-ți fac o expoziție la Galați. Iată așa am venit la Galați. Atelierul este acolo unde, la moment, unde vreau să lucrez. Spre fericire, este posibilitatea aceea de a lucra, de exemplu, în acești Italie, unde se lucrează foarte bine, este o atmosferă oarecare. Lucrez în România, în același predeal, la casa prietenului meu, Dragoș Filip. Deci, cum m-a întrebat odată un prieten de-al meu, ascultă, ce vrei tu în viața aceasta? Și eu am spus că cel mai bine e să ai posibilitatea de a locui acolo unde vrei să locuiești la momentul dat și să te ocupi cu aceea cu ce vrei să te ocupi la momentul dat. Probabil aceasta e fericirea. Însă, lângă tine trebuie să fie ai tăi. Altfel. Dispare tot. Regret, eu aș spune că ultimii ani situația cu cultura e destul de dificilă în țară. Eu foarte bine înțeleg că când merge vorba că situația economică se înrăutățește, omului nu-i dea cultură. Omul se gândește la altceva, mai pământean. Așa e ultimii ani. Să sperăm că ceva o să se schimbe. Fiindcă ca atare doar noi suntem niște oameni care suntem apți de cultură, noi foarte bine știm că
avem o sumedenie de artiști plastici, de cântăreți, de actori, de tot. Deci nu suntem săraci în aceasta. Însă, până ce e așa, spre regretul meu. Eu aici mă simt acasă, fiindcă eu sunt în țara mea. Și punctum. Și gata. Deci când treci granița, deodată cum treci granița la arab, gata, de acum sufletul meu e liniștit. Eu mă simt acasă.